fiecare artist, ca să producă o operă de calitate de-a lungul întregii vieți, trebuie să aibă o pasiune foarte mare pentru profesia și pentru arta pe care o face. Ori pot spune că sunt pasionat de benzi desenate încă din copilărie și probabil că atunci, citind Pif Vaian, mi-a intrat microbul benzilor desenate, de care probabil n-am scăpat nici astăzi. Pentru că văzând atâția tineri entuziaste aici, m-am simțit tânăr din nou și am retrăit, de fapt, emoțiile care le aveam atunci ca un tânăr artist și creator de benzi desenate. Carusel a fost, de fapt, posibilă apariția acestei revize din cauza că Revoluția a creat posibilitățile a fiecărui de a putea să-și facă afacerea business-ului propriu și deci am profitat și noi de ocazie și împreună cu scriitorul Frânculescu, cu care colaborasem foarte mult înainte de Revoluție la revista Luceafărul Copiilor, am hotărât să deschidem editura Ulise și una dintre publicațiile acestei edituri a fost revista Carusel, de care m-am ocupat eu în special ca redactor șef, iar scriitorul Nicolae Frânculescu făcea scenariile comun, deci o muncă comună pe care aș putea spune roadele ei să văd în revista Carusel pe care am publicat-o în 91, în jur de 11 numere și care din păcate am trebuit să o întrerup pentru că am plecat în Statele Unite, iar domnul Nicolae Frânculescu, colaboratorul meu, a decedat un an mai târziu. Ca altfel, probabil, mai puteam vedea și alte numere. De fapt, miracolul este plecarea mea în America și succesul care l-am avut este, nu știu cum să spun, este o rezultatul curajului care l-am avut să plec. Deoarece eram, nu pot să fii sigur că dacă pleci o să ai succes. Din experiența altora, în general, cam 99% din emigranții, nu numai români, toți din toată lumea, trebuie să schimbe profesia din țara și care a avut-o în țara de origine. Pentru că una dintre greutățile cele mai mari a fost adaptarea la mediu. Și în special în banda desenată, americanii caută ceea ce vor ei, adică de stilul lor, personajele să aibă același caracter, să nu le schimb. Iar noi, din experiența mea de aici, nu prea semăna cu ceea ce cereau ei. Și, de fapt, punctul foarte care l-am avut este că am avut puterea și răbdarea să mă adaptez rapid, foarte rapid. În cel puțin 3 luni trebuia să mă adaptez, deoarece altfel trebuie să-ți găsești alte meserie, trebuie să pui o pâine pe masă. Ai familie, copii care trebuie întreținut, nu poți să îți permiți, nu mi-am putut permite mai mult de 3 luni să rezist. Și am spus, dacă în 3 luni o găsesc un job în comic book, trebuie să găsesc altceva. Primul lucru care a trebuit să rezolv este să găsesc un personaj pe care pot să-l desenez. Pentru că din cauza regimului comunist, care avea cortina de fier, cum se zicea, toate informațiile privitoare la orice nu erau accesibile. Ce să mai vorbim de bandă desenată, care era considerată ca un fel de ciumă culturală, nu puteai, erau considerat ca un fel de subartă în regimul comunist și nu aveai nici măcar acces la altele, în afară de Pip Vaian, care a fost enorm, de-aia atâția sunt influențați de Pip Vaian, pentru că a fost singura revistă de bandă desenată accesibilă nouă. Și de aceea a fost această imensă influență. Și să revenim la
comicsul american și la perioada de început, cum am debutat, am găsit un personaj care se numea Conan Barbaro și care era singurul personaj la Marvel care semăna vorba aia, om, nu era supererou, nu avea nicio putere. Era, cum s-ar spune, ceea ce simțeai, pentru că nu poți să-l desenezi pe Superman când zboară, când tu nu știi cum, n-ai zburat niciodată. Nu? Trebuie să te uiți la aia, la alți care au desenat pe Superman, cum zboară Superman, și pentru asta îți trebuie timp. Eu nu aveam timp, 3 luni, atât. Deci trebuia să găsesc pe un personaj care să-l pot desena. Și ăsta, Conan Barbaro, de fapt, a fost singurul în acel moment. Mai erau și altele, nu aveam de unde știi, la vremea respectivă, care îl puteam desena. Și aveți acolo prima planșă, care este desenul care l-am făcut la acea vreme, 91, și care mi-a deschis porțile editurii Marvel, că le-a plăcut așa de mult, încât n-au trecut 3 luni și eu aveam primul geam în America la editura Marvel, cea mai mare editură din lume de gen, de atunci și de acum. Și apoi evoluția? Ei, acum evoluția este are o nuanță, ca să spun așa. E dificil să intri în industria americană de comics-uri, dar e și mai greu să te menții. Pentru că acolo nu poți să te duci și să-i promiți omului la editor, domnule, poți să faci într-o lună de zile 22 de pagini un comic book și zici da și să tu să nu poți să faci. Te-a dat afară imediat după, dacă nu-i dai la timp. Deci, trebuie să te adaptezi și ca viteză și nu în ultimul rând calități. Dacă faci și repede, dar prost, n-ai făcut nimic. Deci trebuie să faci repede, să faci și bine, și mai bine decât ai alalți, ca următorul job să fie dat ție. Deci este un fel de concurență foarte pozitivă în fond, pentru că cei mai buni dintre cei mai buni, dintre cei mai buni din toată lumea, sunt cei care primesc comenzile. Și asta este, de fapt, și succesul, secretul succesului industriei americane de comics. Pentru că în momentul în care te apuci de treabă, trebuie să o faci. Nu merge cu jumate de măsură. La Marvel lucrez de atunci până în prezent. Deci de 19 ani și jumătate, 20 de ani, ce să mai vrem, iar între timp, bineînțeles că am început colaborarea și cu DC Comics, care este a doua camărime, plus alte edituri mai mărunte, care ar fi, să zicem, ca Dark Horse, Innovation, care au dispărut, de fapt, după acum 10 ani lucram, dar între timp fiind prea mici, n-au rezistat concurenței cu giganții Marvel și DC și au dat faliment. Deci, dar pentru mine a fost o experiență foarte importantă, pentru că editurile mici publică personaje diferite de Marvel și Comics, mai aproape de stilul nostru european. Adică nu au supereroi, pentru că piața e inundată. Numai Marvel are 5.000 de supereroi. Și care și DC are vreo 4.000. Deci nu mai e loc de nicio invenție, nu mai e loc de nicio... Tot ce s-a putut inventa, s-a inventat. Și atunci ce poți să faci? Faci ceva care nu mai e cu supereroi. Și piața americană de comics este așa de dezvoltată încât permite, există nișe, cum s-ar numește, adică porțiuni de market care acceptă anumite personaje care nu sunt supereroi, există deci cititori care permite existența acestor edituri mici și care publică
cam aproximativ 30%, 20, 30% din toată producția americană, ceea ce nu e de lepădat, cumva zice. În schimb, tirajul este mai mic, pentru că nișa e mică, amatorii sunt puțini și nici plata artistului nu e prea grozavă. De-aia tot să înghesuie la supereroi, care vând în sute de mii de exemplari și unde se câștigă banii, editura câștigă și te plătește și pe tine corespunzător. Sunt curios cum arată o ședință de redacție sau de meeting board, de creative board. Da. Ce se întâmplă? Este o diferență enormă între ședință de redacție din Europa sau și, să spunem, din România și ședință de redacție în America. Ca să spun mai concret, nu există ședință de redacție în America. Și de ce? Voi explica de ce anume. La un comic book colaborează 5 persoane. Scriitorul, cel care face creionul, pencilor, cel care face tușul, inkerul, cel care face colorul, coloristul și cel care face scrisul, textul, letteristul. Deci 5 persoane. Scriitorul este în Arizona, pencilor în Brazilia, inkerul eu, de exemplu, sunt în New York, Long Island, coloristul în Filipine, iar letteristul, cine știe pe unde ar mai fi. Deci cum putem face noi o conferință de redacție, că noi nici nu ne cunoaștem la față, ci colaborez prin e-mail, internet și câteodată nici atât, pentru că editorul, toți trimit la editor, de la Marvel, iar editorul trimite la fiecare în funcție de necesitățile lui. În ultima vreme, totuși, se face un fel de ședință de internet. Îți dă un e-mail comun și se discută în echipă, dar fără să-l vezi la față. Ăla din Brazilia, da, ok, poți să dai în 3 zile. Ok, ia. Yeah. Pentru că știe că dacă nu dă 3 zile, e următorul book, e la unui, știu, spaniol. Deci, asta este munca de echipă în America. Și acest lucru se schimbe automat. Următorul carte e altă, din altă parte. Se schimbă fantastic de repede. Stil, tot, absolut, și trebuie să ții pasul cu schimbarea, că altfel ieși afară. Ce faci? Cum faci? Am descoperit o metodă personală ca să te menții în atenția celor care, în special a editorilor, pentru că nu se poate altfel. Cum am rezistat 20 de ani? Pentru că, de fapt, vârsta, să spunem, carierei, durata carierei unui, să zicem, penciler, deci cel care face în creion, este între 3 și 5 ani. Pentru că munca e așa de uzură încât nu mai poți. Pur și simplu ești tors ca o lămâie, creativ vorbind. Și atunci ce faci? Nu mai poți, vine altul, îți torce și pe ăla. Industria de comics americană este o mașină de tocat talent din toată lumea. Deci, în momentul în care eu de aceea am ales meseria de inker, deci al doilea ca mărime în creditul, deci în creație, pencilor este creatorul principal, că el face munca de grea, care e considerată cam 60%, iar inkerul e considerat cam 30-35%. Dar efortul e mult mai mic. Nu știu cum să spun, e corespunzător cu creditul care ți-l dă pentru ca și efort creativ. Și poți să faci 2 cărți pe lună sau 3 și tu de fapt câștigi mai mult decât pencilorul care face una pe lună și cu același efort creativ ca al lui. Deci, din punct de vedere, eu am plecat la vârsta de 45 de ani. Nu mai aveam energia de 20 de ani și deci a trebuit obligatoriu să aleg
această profesie de incăr ca să poți să reziști și să faci totul în același timp și niște bani. Bun, e onorabil ca să poți pune o pâine pe masă în mod onorabil, să nu-ți fie rușine de meseria care o ai. Deci, am ales această porțiune, deci meseria de incăr. O altă metodă care este adiacentă la această, să spunem, lucru la mai multe bucuri. Îmi puteam permite să lucrez cu Marvel, cu DC și cu Dark Horse în același timp. Trei bucuri pe lună am ajuns într-o vreme. Aceasta, de fapt, contribuie și abilitatea de a te adapta la stilul respectiv. Pentru că Marvel, de exemplu, are un stil recunoscibil, deci îl recunoști că diferă de DC și diferă de Dark Horse. Pentru că e o nișă, de o piață care corespunde acestui stil. Și, de fapt, fiecare companie e recunoscibilă din cauza acestui stil al lor. Și în momentul în care tu poți să te adaptezi la diferite stiluri, poți să lucrezi și la 100 de comics-uri pe lună, dacă te țin curelele. Ei, o altă metodă de a te menține în atenția editorului este să te duci și să te oferi, să faci job-uri, cum am spune, de rutină. Ce se întâmplă? Ei, în munca de colaborare în echipa asta, care e unul din Brazilia, unul este nu știu ce, se întâmplă la un moment dat că nu-ți vin planșele din Brazilia pentru că FedEx-ul, poșta rapidă, nu i-a mers avionul pentru că a avut o furtună sau un hurricane în Caraibe și deci n-a putut, a întârziat și au nevoie, domne, noi trebuie să predăm cartea și au nevoie de 5 pagini. Cine face? Sandu Flora. Pentru că nu toți acceptă aceste rămășițe, ca să spun, domnule, eu sunt artist, eu nu mă bag, nu mă cobor la 5 pagini. Eu m-am coborât la 5 pagini. Și azi așa, mâine așa, am început să mă cunoască lumea, domnule, ăla face 5 pagini. Și pe lângă alea 5 pagini, când venea o comandă mai serioasă, m-avea în minte, cu o expresie americană, keeping me in mind. Pentru că ce se întâmplă, sunt atât de mulți care o caută job, încât ăla, dacă nu ești la sub nasul lui, nici se gândește la tine să-ți dea ție. Dar în momentul în care aceste joburi mici sunt pe masa lui, el își aduce aminte de tine. Și în momentul când vine o comandă mare, să zicem 8 bucuri, 10 bucuri, am făcut la un moment dat o serie de 18 comics-uri, X-Men The End, deci trupa X-Men cea mai tare de la Marvel, la care am lucrat 3 ani și care a ajuns așa de mare succes a avut, încât acum e la a treia ediție. Între timp, deci, pe această filieră, în momentul când încep la Marvel și vezi că, de fapt, nu poți să ai o carte, un comic book pe lună, te duci și la DC. Și îți dau și aia o carte pe lună sau la jumătate de lună, m-ar veni, pentru că pe an e cam, se publică, să zicem, o serie de 3, serie de 6, serie de 12, mai rar de 18. Exact număr de, ca o serie cum povestea începe la numărul 1 și până la 6 se termină. Deci, te duci și la DC, te duci și la Dark Horse și atât cât poți să faci, faci. Și e una dintre secretele succesului meu în America, pentru că la un moment dat, nevastă mea, când nu ai de lucru, începe să spună ce faci, domnule, nu mai avem pâine pe masă, ce faci? Deci te silește să începi să iei și ai la un moment dat
prea mult. Și trebuie să te oprești, să spui o barieră, că altfel te duci în spital. Nu poți să lucrezi ca... Deci ai o rezervă de energie limitată. Trebuie să ți-o drămuiești în asemenea măsură încât să lucrezi la 3 bucuri pe lună, fără să leșini, fără să știu, dai boală de nervi și în același timp să te ocupi și de familie, să poți să te duci și la aniversarea de naștere a copiilor sau la, știu, la graduarea de facultate sau de liceu. Sunt niște obligații pe care nu poți să treci cu sub pretextul că eu am de lucru. Aceasta este, de fapt, toată activitatea mea în America. Distanța este foarte mare și la un moment dat destul de dificil, după ce ești obișnuit să vezi sute de titluri anual publicate în America, venirea în țară e un mic șoc, pentru că chiar 3 reviste sau chiar 10 reviste sau chiar 20 de reviste nu mai par așa de impresionante. Dar, din păcate, la noi în țară nu sunt nici măcar, să zicem, 3. Poate că o fi una, două, așa, ceea ce este extrem de bine și foarte bun. Dar, după cum spuneam și în această, la acest salon, potențialul benzii desenate românești este foarte mare. De ce? Sunt creatori tineri care sunt capabili să facă lucrări de calitate dacă ar avea o piață de desfacere și o revistă de specialitate care să constituie o platformă de lansare pentru tinerele talente. Una din obiectivele revistei Carusel, care am publicat-o în 91 și republicat-o sau reînființat-o în 2005, din nefericire, numai 2 numere, pentru că piața s-a schimbat între timp, radical, este normal, nu poți după 15 ani să rămâi stagnant, lucrurile se mișcă foarte rapid și nu am putut, dar speranța este că o revistă va apărea și la noi. Un lucru absolut necesar pentru dezvoltarea în continuare a benzii desenate românești. Tot așa, un job până 96, vine un editor, Ralph Macchio îl chema, care este unul din prietenii mei editor de la Marvel, care încă mai este editor la Marvel după 20 de ani, ceea ce e unic în istoria companiei. Mă sună și îmi spune: Sandule, avem 12 pagini din Captain America pe care ne trebuie într-o săptămână. Poți să ne ajuți? Eu, bineînțeles, că dacă ai refuzat a doua oară, nu te mai caută. Bineînțeles, și ce doriți la aia? Te vrem și pensulul și incul. Oh, uleu! Eu care speram numai incul sau măcar una dintre ele. Doi era dublă mâncă. Și numai o săptămână, 6 zile. Ce facem, domnule? Trebuie zi și noapte m-am apucat, am desenat așa de repede, cu asemenea viteză, încât am terminat la timp, perfect, cartea s-a publicat ca la timp și când au ajuns pe masa la Marvel, zice: domnule, ce e chestia asta aici? Pe pagina 12, Captain America are un scut cu steagul american, cu chestii, nu știu ce, pe care îl purta pe spate. El, și când era vorba să se lupte cu naziștii, lua de pe spate și făcea, cum ar zice, shield, o scut, la gloanțele dușmanilor, și scutul ăsta era nemaipomenit dintr-un oțel inoxidabil și supra-dur. Și în momentul în care ăla termina gloanțele, ăsta venea și arunca scutul ca un fel de disc și îi tăia gâtul ăla din fața lui dușmanului. Ei, ce făcusem eu? La viteză,
Captain America avea două scuturi, unul pe spate și unul în mână. Pentru că eu inițial am zis că are pe spate, dar am citit în scenă, vezi că e și pe mână. Și am uitat la viteza în care am avut și nimeni de la Marvel nu a observat. Și ei erau așa de grăbit să facă toate treaba. Și a fost un amuzament la Marvel. Dom'le, n-am mai auzit până acum că Captain America să fie cu două scuturi. Aceste situații se întâmplă destul de des, pentru că e o chestie care nu ai ce să faci. La un moment dat, o altă situație mai hilară, așa, era o bandă desenată despre un fel de revoltă al țăranilor din Brazilia. Era o porțiune că ei nu prea se ocupă cu țăranii și cu de-asta. Dar era un pasaj din comicsul respectiv care avea câteva pagini cu țăranii care veneau sute, era o pagină mare și câteva sute cu ciomege, cu cum era, cum zice, furci și din astea la coasă, cu coasa, ca să înfrunte dușmanul care nu știu care era, că probabil era în următorul issue, care era număr, următorul număr. Și care era schema? Care a fost, de fapt, ăsta desenatorul a desenat 300 de țărani. Iar printre ele a băgat pe Spider-Man, a băgat pe Hulk, a băgat pe Captain America, mici în spate, acum. Și eu, trăgând în dușă, am observat, zic, ce facem, domnule, cu ei? Las? Nu le-am spus la ăștia, dacă probabil că de obicei se aprobă. Când, în momentul în care vine la mine, alea ce îmi trimite e aprobat de editor. Și mă duc după o săptămână, după ce era publicat toată, nimeni n-a observat, că erau așa de mici. Și mă duc la Marvel cu niște planșe și discut cu editorul respectiv. Și ai văzut pe Spider-Man? Și cum adică pe Spider-Man? E unul mic în spate. Și zice, mai e și un Hulk, mai e și... Au început să se amuze, pentru că au simțit umorul, că la un moment dat... și situația de genul ăsta se întâmplă tot timpul.